Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă emisiune Plus de Sănătate. Emisiunea noastră de astăzi este rezolvarea urgențelor în gastroenterologie în contextul epidemiologic actual. Îl avem invitat pe binecunoscutul profesor Vasile Drug, deja cunoscut emisiunii noastre și cu ocazia unor emisiuni anterioare. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua, Sărmâna! Mă bucur că sunt din nou aici în studiourile dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră, bună ziua și telespectatorilor dumneavoastră! Pentru că traversăm o perioadă mai deosebită, perioadă pe care o resimțim cu toții. Este vorba de epidemia actuală. Ne-am gândit, evident, ne-am gândit împreună să abordăm rezolvarea urgențelor din specialitatea pe care dumneavoastră o aveți, gastroenterologie. Care ar fi opinia dumneavoastră în condițiile epidemiei actuale? Credeți că există vreun motiv de întârziere în accesarea serviciilor medicale de specialitate și în aceste condiții nu mă refer strict la serviciile de gastroenterologie? Pacienții, toți bolnavii, practic, sunt bolnavii noștri. Cu afecțiuni cardiace, gastroenterologice sau cu coronavirus. Da? Toți sunt ai noștri. Deci n-ar trebui să facem o diferență sau să aibă acces diferit la serviciile medicale. Deci acest lucru spun din punct de vedere ideal. Acum trăim puțin altă realitate. Pacienții care nu reprezintă urgențe se temporizează pentru că resursele trebuie alocate, în primul rând, pacienților care au nevoie mai rapid, da? Și mai rapid de aceste resurse decât să zicem bolnav care ar avea nevoie într-o urgență mai întârziată, deci într-un alt timp. Care ar putea fi ponderați cumva pentru gestul medical. Care ar putea să fie temporizați. Temporizați, sigur. Folosim acest termen de temporizare, da. Nu este ușor în practica noastră de zi cu zi să faci o limită neapărat foarte clară. Există niște protocoale, avem niște ghiduri în acest sens, încercăm să ne ținem de ele, dar de multe ori, adică se poate întâmpla ca un pacient să fie mai greu încadrabil. Și atunci, practic, trebuie să ne folosim de judecata noastră clinică și să ajutăm bolnavul cât mai bine posibil în condițiile de acum. Deja ați anticipat întrebarea pe care voiam să o pun. Care ar fi conduita de accesare în condițiile limitărilor actuale? Evident, ținându-ne de protocoale, așa cum ați spus dumneavoastră, dar ca și conduită de accesare sunt și servicii paralele, să spunem, care ar putea fi accesate înainte de a ajunge la dumneavoastră. Păi, în primul rând, cred că ar trebui să avem încredere în medicul de familie. Care oricum este acolo, zi de zi. Care trebuie care să fie acolo, acolo zi de zi. Da, este foarte important și poate mai ales acum, în acest moment, trebuie să avem o încredere mai mare în medicul de familie. Deci, în primul rând, trebuie să ne adresăm medicul de familie. Când ne adresăm, mergem în consult pe bază de programare, că dăm un telefon, încercăm variantele de telemedicină, sigur, care acum încep să fie posibil de și introdus. Și sunt accesibile pentru toate specialitățile. Exact. Deci, el ar trebui să fie persoana care este cea mai apropiată de fiecare. Se numește medic de familie. Pe vremea noastră se numea medic generalist. Generalist, probabil medicul de circ, da? Exact. Sigur. Probabil că sună mai bine și reflectă mai corect adevărul medic de familie. Așa ar trebui să fie. Medicul de familie ar putea să judece gradul de urgență. În contextul bolilor generale pe care le are pacientul. Exact. Și medicul de familie e persoana care ar putea să îndrume în funcție de urgența pe care o întrevede, către un serviciu de spital. Da? În momentul de față, practic, internările în serviciile de spital se fac pentru urgențe, celelalte afecțiuni sunt temporizate. Medicul de familie
poate încerca să rezolve multe afecțiuni, poate recomanda investigații, poate, cum spuneați dumneavoastră, sunt și alte servicii care pot să fie accesate, nefiind neapărat servicii de urgență, dar sunt servicii de specialitate. Deci, medicul de familie, în momentul de față, cred că este chiar mai important decât era înainte. Un dispecer general. Nu e adevărat. Nu, mie cel puțin nu-mi place termenul ăsta. Deci nu, dispecerat e dispecerat, recepția este recepția, medicul este medic. Sunt două, trei lucruri diferite. Da? Din păcate, medicul de familie în momentul de față, și iar dumneavoastră știți mai mult, unii suntem mai norocoși din punct de vedere al birocrației, mai puțin avem nevoie să consumăm un timp uneori nejustificat. Dar medicul de familie nu este dispecer, ci este un medic care tocmai cunoaște bolnavul cel mai bine și poate să-și dea seama de gradul de urgență, momentul în care trebuie să dirigeze la un specialist. Care credeți, din punctul dumneavoastră de vedere, că ar fi patologia pe care ar trebui să o rezolve strict specialistul gastroenterolog? Haideți să spunem în perioada aceasta. Haideți să spunem acum, când am anticipat cuvântul urgență. Sunt niște lucruri, să zicem, destul de clare. Orice fel de hemoragie digestivă. Da? Hemoragie digestivă superioară, mai mult decât hemoragie digestivă inferioară. Dar o hemoragie digestivă reprezintă urgență. Și atunci trebuie să ajungă la un gastroenterolog, trebuie să ajungă la un specialist. Și acum, așa era și înainte de COVID, deci aceleași principii se aplică. Cu siguranță accesând alte servicii, serviciile de urgență, da? Da, și înainte tot la serviciile de urgență trebuiau să ajungă. Deci o hemoragie digestivă superioară sau o hemoragie digestivă inferioară. Apoi, să zicem, anumite în sfera gastroenterologică, eventual în relație cu endoscopia, o colangită, o infecție biliară. Da? Iarăși este un caz de urgență și la care specialistul trebuie să acționeze. Aici spunem de urgență în 24 de ore trebuie făcut ceva. A treia, poate lucru cel mai dificil de interpretat, și aici este simțul clinic și medicul de familie este foarte important, modul în care cântărește, gândește la o cauză a unei dureri abdominale. Deci durerea, sau ceea ce se numește abdomen acut, medical sau chirurgical, medicul de familie este cel care poate să gândească la urgență și unde trebuie să trimită bolnavul. Sunt bolnavi care au dureri de mult timp, de ani de zile. Este o adevărată artă să-ți dai seama că la un moment dat această durere chiar pune probleme și poate e nevoie de o intervenție chirurgicală. Hai să zicem că sunt bolnavi cu inclusiv o constipație cronică. Da? Sigur. Dar de obicei terenul unei constipații cronice poate să fie o persoană de obicei de sex feminin, o persoană care, hai să zicem, este mai în vârstă, da? Constipația respectivă. Predispozantă. Da. Constipația este respectivă. Este mai sedentar, știu eu, are o grămadă de alte condiții predispozante. Se asociază durerea cu constipația, dar la un moment dat poate să fie o durere foarte violentă, da? Și să ascundă altceva. Poate să fie o ocluzie intestinală, poate să fie, am spus, este o doamnă mai în vârstă, poate să fie o colică biliară, de fapt o litiază vesiculară. Deci, durerea abdominală, modul în care se evidențiază cauza și în funcție de cauză gradul de urgență și respectiv după acea tratament, este medicul de familie cel care trebuie să gândească. Deci am discutat de durere abdominală, de hemoragie digestivă, nu? Am discutat de colangită, da? Apoi, dacă cineva are probleme cu înghițitul, sunt bolnavi care au probleme cu înghițitul de ani de zile, da? Noi spunem că
pacientul are disfagie, da? Sau poate să fie o disfagie brusc instalată, poate să fie înghite un, fără să vrea un corp străin, sau poate să ascundă, de fapt, un neoplasmă. Da? Sau cu tot alte cauze, decât sunt cauze cele care cauze țin de gastroenterologie, și a, evident. Și ai, sigur că sigur. Da. Poate să fie după un accident vascular cerebral, o chestie veche, și, de exemplu, sau sigur. Poate să debuteze așa, sau bolnav. Și atunci încărcăm inutil servicii de gastroenterologie, da, exact. Cu medicul cu de tot familie altă poate da să judece dacă trebuie să trimită sau nu la gastroenterolog. Dar, în general, disfagia este urgență. Sigur. Adică este o procedură care trebuie explorată. Trebuie să vedem ce este, care este ce explicația. Deci sigur nu putem să trecem pe lângă o astfel de simptom, că trece, e banal și așa mai departe. Deci nu. Acesta trebuie investigat. Că nu neapărat trebuie investigat în 24 de ore, deci nu este ca o hemoragie digestivă superioară sau, hai să zicem, în patologia cardiovasculară, un infarct miocardic, da? Dar și aceasta, deci nu trebuie temporizat prea mult. Da? Adică în câteva zile ar trebui de explorat. Și lucrurile astea se pot face și acum. Apoi tot ce discutam de tulburări de tranzit, dacă se accentuează, dacă sunt foarte importante, eventual se asociază cu o scădere ponderală. Deci discutăm de semne și simptome de alarmă, context, de alarmă, da? O scădere în greutate, o anemie, o durere care a apărut relativ recent sau s-a accentuat în ultima vreme, poate sau nu, cu gradul de disfagie, de dificultate la înghițit, acestea sunt semne de alarmă, așa le cunoaștem noi și iarăși trebuie acționat. Deci medicul de familie nu are posibilitățile tehnice să investigheze astfel sigur de bolnav, dar cunoaște aceste semne de alarmă și va dirija, chiar și în contextul actual, la un specialist gastroenterolog. E vorba de, una este o urgență de 24 de ore, dar în contextul în care această, să zicem, izolare a noastră poate să dureze 42 luni, să zicem, da? Nu chiar același lucru. Deci nu poți să aștepți până se termină pandemia ca să tratezi un bolnav, să zicem, cu nu un grad de disfagie. Dar pacienții noștri nu au doar COVID. Exact. Pacienții exact noștri au bolile lor preexistente, exact, care pot evolua sau care se pot precipita la un moment dat și trebuie acționat. Iar pacienții noștri mor, nu numai de COVID, în corect continuare. Corect. Deci trebuie să rămânem medici cu înțelepciunea noastră medicală. Evident, cu toate măsurile pe care trebuie să le luăm în condițiile epidemiei actuale. Sigur. Mai vreau să vă zic, apropo de urgențe sau sigur ce trebuie rezolvate de către gastroenterolog, la bolnavii cu ciroză hepatică, în momentul în care ajungem la complicații. Complicațiile cirozei hepatice reprezintă urgențe. Că este care vorba nu pot de o care omă nu pot hepatică fi rezolvate într-un cabinet de medicină de familie. Nu, bineînțeles. Deci trebuie dirijat la un serviciu de specialitate. Deci coma hepatică, după aceea ascită, de exemplu, ascită voluminoasă, nu poate să fie practic tratată. Ascită refractară, da. Una este un bolnav care este cunoscut cu ciroză, să zicem, este cunoscut cu ascita, a avut deja o decompensare, deci pacientul este cunoscut cu astfel de complicații. Medicul de familie poate să moduleze tratamentul în funcție de analize, de contextul clinic, dar la început, la prima dată și în momentul în care ascita este mare, voluminoasă, poate să fie refractară, atunci iarăși trebuie să trimită la un gastroenterolog. Unde, evident, trebuie să beneficieze de tratamentul specific, de echilibrare și abia apoi de preluare și de urmărire și de monitorizare a acelui pacient. Sigur. Evident că am anticipat și am amestecat frumos cum ne-ați prezentat dumneavoastră specialitățile între ele. Dacă ați putea iarăși să ne faceți așa un
Cum anume ar interfera specialitățile între ele, specialitățile chirurgicale și gastroenterologia? Pentru că dumneavoastră vă interferați destul de mult cu specialitatea chirurgicală, mai ales chirurgia generală. Se vede că dumneavoastră aveți o... sunteți medic. Pentru că este o întrebare, să zicem, din interiorul profesiei. Da, da, da. Nu, este o întrebare din interiorul profesiei. Sigur. Cineva de pe stradă nu își dă neapărat seama de acest lucru. Sunt medic care am lucrat, este drept, și într-un spital, unde aveam nevoie mereu să mă pun de acord cu specialitățile medicale și chirurgicale, tocmai din cauza precipitării, la un moment dat, a patologiei pacienților noștri, care erau gravi și erau terminali. Bun, eu am să vă expun o situație. Sigur. Pe care eu o văd ideală. Și, nu e o chestie visată, ci văzută. Da? Și pe care ne-o dorim, probabil, toți. Exact, un serviciu de gastroenterologie din Olanda, în care în serviciul respectiv era un serviciu mixt de gastroenterologie și chirurgie, practic. Un pacient era al gastroenterologului, cealaltă putea să fie al chirurgului și așa mai departe. Asta o făceau pe rând. La un moment dat, un pacient putea deveni chirurgical. Sigur. Sau invers, chirurgul avea nevoie unui gastroenterolog. Așa mergea serviciul respectiv. Nu echipa neapărat. Da. Deci, mi se așa pare o imagine foarte eficientă. Sigur. A colaborării, să zicem, între două specialități. Aici ar trebui să ajungem. Nu suntem aici, nici nu știu când, poate, posibil că o să ajungem, dar e nevoie de o voință destul de importantă și nu a unei singure persoane, ci a unui număr de persoane care să acționeze în acest sens. Ok, deci aici ar trebui să fim. Nu se întâmplă de multe ori așa. Și probabil că sunt lucruri personale care pot să interfere. Și, dar, în principiu, între specialități, deși am putea să zicem că sunt ca și profesii, cum ar fi două profesii diferite. Dacă mergem în extremă, deși suntem medici, putem să discutăm că sunt aproape profesii diferite. Este o altă experiență a colegului. Ne avem, gastroenterologul are o altă experiență personală. Vieți diferite, dar trebuie să învățăm. Oarecum. Trebuie să fim în stare, să lucrăm împreună, tocmai pentru a fi eficienți. Aici nu e vorba de rivalitate sau orgolie. Chiar n-ar trebui să fie. Deci, este... Așa ar trebui să fie ideal. Bun, m-ați întrebat cum văd eu. Pentru că până la un punct și gastroenterologia este o specialitate suficient de invazivă la un moment dat. Specialitatea... Să spunem semi-invazivă față de specialitatea chirurgicală. Gastroenterologia a evoluat... Deci se întâmplă suficient de multe manevre invazive... câteodată suficiente ca să nu trebuiască să ajungem la specialistul chirurg. Bun. Care ne orientează suficient de mult. Gastroenterologia, practic, s-a dezvoltat din trunchiul comun al medicinei interne. Sigur. Da? Și eu, prima mea specialitate a fost de medicină internă. Și visam să fiu un internist foarte bun. Și încă sper că mai sunt un internist rezonabil, deși... Păi, așa, prima dragoste care nu se uită niciodată. Mi-am dat seama în timp că gastroenterologia s-a dezvoltat în momentul în care a apărut posibilitățile de investigație, de endoscopie digestivă. Sigur. Și în momentul în care ai început să-ți dai seama că a face niște tehnici de bună calitate... implică un timp și o pregătire destul de avansată și atunci, deci, practic, ți-ai dat seama că nu poți să fii și una și alta. Deci, specialitatea de internă are rolul tocmai de a îngloba toate informațiile și, în primul rând, este evident sau este important rolul internist în fața unui bolnav cu
multiple afecțiuni. Sigur. Nu are doar afecțiuni gastrice sau doar probleme cardiace, cineva trebuie să le integreze astfel încât pacientului să fie văzut ca un întreg. Mult mai bine. Da. Exact. Deci ăsta este rolul internistului. După aceea, deci a apărut endoscopia, a apărut gastroenterologia. Din ce în ce mai mult gastroenterologia a evoluat. Sunt multe tehnici pe care evoluează. Noi tot timpul trebuie să învățăm alte lucruri. Sunt cursuri, sunt inclusiv cursul hands-on pe animale. Deci tot facem tot la fel ca și chirurgii. Deci ne apropiem din ce în ce mai mult. Slava cerului că au apărut pentru a ne da posibilitatea ca timpii de diagnostic să fie mult scurtați. Și de diagnostic și ca să avem un tratament. Sigur că da. Un tratament mai puțin invaziv. Mai puțin invaziv. Sigur că da. Există proceduri să zicem chirurgicale prin orificii naturale. Se numesc tehnicile nouți. Sigur. În care practic se poate face colecistectomie, adică a scoate colecistul prin stomac, de exemplu. Sau tot așa se poate face apendicectomie prin lumenul digestiv. Sunt niște proceduri ultra-tehnice, dar se pot face de gastroenterolog sau se face într-o echipă mixtă, gastroenterolog, chirurg, sau se face într-o echipă anumite proceduri biliare, drenaje biliare, se fac într-o echipă mixtă, gastroenterolog, endoscopist intervențional și un radiolog. Iar gastroenterologia a evoluat, cum am spus, foarte mult. Sunt colegi care fac mai mult hepatologie, alții se ocupă mai mult de gastroenterologie, alții mai mult fac endoscopie terapeutică sau alții se ocupă de tulburări funcționale. Deci încet, încet putem ajunge către o ultra-specializare. Acum trebuie să ai și posibilitățile tehnice să ajungi acolo. De fiecare dată este vorba de un echilibru între general și detaliu. Și dacă tot ați ajuns aici, mi-a venit ideea să vă întreb, cum poziționați medicina românească și maniera noastră de investigare și tratare față de ceea ce se întâmplă în străinătate? Care este calitatea medicului român care ajunge în străinătate și este pus în fața unor astfel de manevre? Ce se întâmplă cu acest medic român care se întoarce în țara noastră și are sau nu are posibilitatea de a interveni în măsura în care a învățat în străinătate? Într-o emisiune anterioară discutasem și cu președintele Colegiului Medicilor și ne spunea despre limitările astea. Cum o priviți dumneavoastră ca și specialist sau cum o resimțiți mai degrabă? Este reală sau mai puțin reală? Eu sunt o persoană pragmatică. Nu. Sigur. Sunt o persoană care și iau realitatea așa cum este. Nu-mi place și nu-mi doresc și nu-mi las timp pentru, să zicem, să ne plângem. Sigur. Nu cred că este rolul nostru. Lucrurile au evoluat în ultimii ani foarte mult. Deci una au fost la începutul anului 90 sau înainte de anii 90, când colegi, să zicem, terminau facultatea, nu puteau să facă o specializare, sigur, nu puteau sigur să se ducă în străinătate. Deci, lucrurile au evoluat foarte mult și... Și în bine. Și în foarte bine. Bine. Da. Deci chiar aici suntem. Lucrez la Universitatea de Medicină și Farmacie și avem studenți, avem rezidenți. Este foarte important pentru ei să fie foarte deschiși, să dorească să se instruiască. De unde pot? La un moment dat discutam cu un profesor de endoscopie din Germania, Meinhard Klassen, unul dintre pionierii în endoscopie. În momentul în care era student și era în Germania, da? Și-a făcut o curiculă. El vrea să fie foarte bine instruit și ca orice german, zicem, care se respectă. Să zicem că vrea chirurgia, la un moment dat, prin anul 5, vrea să învețe foarte bine chirurgie. Și a făcut o listă cam care este centrul în care îți oferă
cele mai multe pentru instruire în chirurgie. Oportunități de instruire, da. Ok, să zicem, se ducea în Hamburg. După aceea, cu un an înainte, era vorba de interne, unde s-a interesat, unde se poate învăța mai mult, Berlin. Și așa a făcut în mai multe centre, el fiind student. Deci același lucru trebuie făcut și de către rezidenți. Deci trebuie, și există posibilitatea, sunt burse, burse Erasmus oferite de Universitatea de Medicină și Farmacie, sunt burse europene. Foarte mulți rezidenți pot să facă stagii în străinătate, stagii de, în care lucrează, sunt plătiți. Pe parcursul perioadei de rezidențiat. Exact. Și astfel, deci ei învață. După ce termini... Învață din mers. Învață făcând. Învață făcând, da. Deci tot timpul trebuie să, să învățăm. Noi am pornit de la un anumit moment, da, de un anumit moment, mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Da. Sunt convins că nu vreți să, să mă lăsați să, să o evit. Am pornit, cum am spus înainte, de 89, era o anumită realitate. Cred că, în general, medicina din România este bine privită în străinătate. Colegii noștri sunt bine, bine priviți în momentul în care se în duc orice în specialitate, așa este. Cam în orice găsești vârful, găsești oameni care sunt competitivi. Da. Și care să reprezinte frumos, dar așa este. Poate că zona medie ar trebui să facem maxim posibil să o aducem cât mai în sus. Pentru că nu este numai de vorba de o medicină a vârfurilor, ci este vorba de media trebuie adusă sus. Da, pentru că medicina vârfurilor, dacă e să vorbim de ea, o putem practica, să spunem, în centre universitare. Acolo unde avem posibilitatea. Dar, așa cum spuneați dumneavoastră, da, medicina medie trebuie să o luăm în considerare și acolo unde avem spitale cu dotări, da, și în alte puncte și să încercăm să copiem de la străini tot ce este mai bun. Da, tot pentru eficientizarea gesturilor noastre medicale. Sigur că da. Haideți să ne reîntoarcem la actualitatea noastră care ne presează și la epidemia noastră actuală. Credeți că izolarea la domiciliu ar fi un motiv de îngrijorare pentru precipitarea unei patologii digestive ca urmare a, știu eu, a schimbării stilului de viață în această perioadă? Deja traversăm mai bine de o lună de când oamenii s-au izolat. Înseamnă totuși și ceva modificări în, să spunem, gesturile lor alimentare, în stilul lor de viață? Da, este o altă viață, nu? Cu toți experimentăm oarecum o altă viață, cu bune, cu rele. Și am auzit iarăși întrebarea, obsesiv pusă. Credeți că va mai fi, după ce se va termina totul, cum era înainte? Poate va fi mai bine. Poate ne învățăm. Dorim cu toții să fie și să învățăm, da, din experiența asta, care cu adevărat nu este plăcută pentru nimeni. Da. Deci ar trebui să învățăm să ne fie mai bine. Sigur. Iar modul în care ne afectează sau ne va afecta, mai durează vreo lună cel puțin, probabil. Cu siguranță. E greu de să previi, nu? Sau să te gândești, să previzionezi, sau să avem, practic. Să depindă și de noi. Da, să previzionezi ce va fi în viitor, este greu de spus. Dar probabil că o perioadă încă o să trăiască să trăim în acest stil. În primul rând, suntem, să zicem, limitați din punct de vedere al mobilității. Cei care sunt sedentari, probabil că vor deveni mai sedentari. Cu siguranță. Cei care nu sunt sedentari au eforturi în momentul de față ca să aibă o anumită mișcare astfel, care este utilă. Și care face parte, practic, din stilul lor de viață. Da, și face parte din ceea ce este bun în viața noastră. Sigur. O persoană care trăiește mai mult la țară, vrând nevrând, are o activitate fizică corespunzătoare. Într-un mediu urban, lucrurile astea sunt mai greu. Dar se pot face. Sigur. Deci, în contextul în care respectăm ordonanțele, practic, sigur, se poate face totuși mișcare.
Mai pe lângă casă, mai și jogging. Și plimbarea unor animăluțe, de care cu toții râdem acum. E mai greu să mergem la piscină cum mi-aș fi dorit, dar încercăm alte... Dacă nu avem în fundul curții. Exact. Foarte puțină lumea. Cu siguranță. Dar mai facem bicicletă pe acasă. Sigur. Deci trebuie să ne adaptăm astfel încât să ne dorim, să facem. Mai ales să facem. Pentru că știm că trebuie. Sigur. Așa. Deci asta este primul lucru. Al doilea lucru este că drumul de la pat la birou eventual, pentru că unii lucrează de acasă. Sau la frigider. Trece prin fața frigiderului. Trebuie să-l ocolim probabil un piculeț. Dar pentru că altfel putem ajunge la niște dimensiuni apreciabile. Deci iarăși trebuie să fim raționali. Trebuie să păstrăm un echilibru între efortul fizic, între calorii care trebuie arse, da? Și aportul alimentar. Sunt multe rețete alimentare, trecem pe cele hipocalorice, poate suntem atenți, ne mai citim etichetele. Lucrurile astea, când, să zicem, poate suntem foarte mobili sau suntem foarte stresați, acum poate nu suntem, poate nu avem, avem poate alt stres, poate unii sunt mai, unii pot să fie mai stresați, alții pot să fie mai puțin stresați, deci este altceva. Gestionarea stresului este individuală, dar trebuie să recunoaștem că este un element important în apariția multiplelor tipuri de boli. Exact. Și supraalimentația poate să fie, să zicem, compensatorie pentru un stres. Acum, unii au scăpat de un anumit stres, așa stăm acasă, poate mai dormim o oră în plus, nu trebuie să alergăm după tramvai sau după autobuz. Da, deci stresul acela, poate am scăpat de el. Deci, de fiecare dată trebuie să facem o balanță între aportul alimentar, poate lucrurile astea sunt importante, între aportul alimentar și de asemenea consumul caloric. Pentru că era întrebarea care urma, dacă există riscul apariției unor persoane, un număr mai mare de persoane cu supraponderea, ați și anticipat deja răspunsul, și dacă ar fi ceva, știu, o combinație alimentare de evitat, fără să avem pretenția de a fi cu specialitatea nutriție, da? Cu toții știm că sunt combinații care trebuie evitate, dar mai mult decât atât, în specialitatea dumneavoastră, sunt și regimuri alimentare de care trebuie ținut cont, știu eu. Aici mă gândesc la regimul unui ulceros, la regimul unui hepatic, la regimul unei persoane cu un colon iritabil... Și aici, poate ne povestiți dumneavoastră ceva mai mult. Deci a fost o perioadă acum cu postul, poate o parte dintre... Încă mai este, da. Unii au ieșit deja din... sau exact. Ieșit și din sărbătorile pascale. Alții încă mai suntem, da? Este o perioadă în care probabil pentru unii aportul alimentar poate să fie un pic restrictiv, ceea ce e o treabă bună. Că uneori un aport foarte important de fibre alimentare, pentru pe unii poate să-i deranjeze. La ce mă refer la unii dintre persoane cu intestin irritabil. Poate să fie prea multe fibre, poate să-i deranjeze în perioadele astea. După aceea o să trecem, poate vine Paștele, o să ne vedem cu rudele mai mult virtual, telefonic. Deci mesele acelea pantagruelice, da? Abundente. Probabil că o să fie... Și le punem da, pe Facebook. Probabil că o să fie mai puțin anul ăsta, ceea ce ne poate dorim. Poate să fie un lucru bun. Așa. Și nu trebuie neapărat alimentație foarte bogată, brusc, cu cărnuri, lucruri grase. Carnea de miel poate să fie un aliment destul de greu de digerat pentru unii. Deci, e vorba de toleranța alimentară. În funcție de cantitate și de calitatea cum este făcută, sigur că da. Un alt lucru care este important este vorba de alcool. Pentru că
Aici am vrea să detaliați un pic, pentru unii, această izolare, da, poate să... Însemne un refugiu. Să fie un refugiu acolo. Trece prin fața frigiderului, în frigider poate să fie o sticlă de vin, sau în cămară, sau în pivniță, o sticlă de vin, o tărie, lucrurile astea. Și atunci poate de plictis, poate de singurătate, da? Sigur. Poate să fie refugiu alcool, dar alcoolul practic nu este un ajutor de adevăratele. Deci mai mult te amețește, să zicem, deci nu-ți rezolvă problema. Da? Are un aport caloric. Are și un aport caloric destul de important. În funcție și de tipul de alcool. Goale, în funcție de tipul, mare de tipul de alcool. Și orice consum excesiv, deci, și de alcool, poate să determine alte urgențe. Am uitat să discutăm de pancreatită. Avem tot timpul. Exact. Sigur. Și mai ales că acum s-ar putea să revină mai în floare, de obicei vin mai în forță. În această perioadă mai abundent ca număr. Și cu o cantitate mai mare de grăsimi. Exact. Se asociază... Și cu alcool. Deci avem grăsimea condiții ideale. Care se stopește ideale. Cu alcool este numai bine... Condiția ideală. Este pentru combustibilul pentru ambulanța care vine direct la spital. Lucrurile astea trebuie să evitate pentru că clar pot determina probleme. Deci e vorba de a fi ponderat. A fi ponderat și rațional în aceste timpuri. În principiu, a fi ponderat în toate, sigur că da. Sigur. Și nu vreți să le povestiți un pic pacienților ce ar însemna predispoziția pentru pancreatită? Poate îi speriem un pic? Poate detaliați un pic. Poate mai degrabă să le spunem ce cu pancreatita, nu? Nu, adică ce se poate ajunge. Deci nu neapărat să-i speriem, deces, cât mai degrabă să conștientizeze importanța acestei patologii. O pancreatită acută se poate, din păcate, solda cu deces. Deci ați fost așa, brutal, din prima. Da, se poate deci nu doar acolo. COVID, și pancreatita acută. Da. Da, la vreme de COVID se poate muri și de pancreatită acută. Și de infarct miocardic. Sigur. Și văzut că frecvența stopului neresuscitat a început să crească în această perioadă și inclusiv într-un stat foarte bine dezvoltat, cum este, de exemplu, cum sunt Statele Unite. Sigur. Deci se poate muri de pancreatită acută. Și cauzele sunt diverse pentru pancreatită acută, dar două sunt cele mai frecvente. Poate să fie o cauză biliară, da? Adică calcul care migrează, care ajung în zona pancreatică, foarte aproape de canalul virsului, deci de zona unde se varsă secreția pancreatică în intestin și poate determina apariția unei inflamații acute a pancreasului, ceea ce este de fapt pancreatită acută. Bun, acestea sunt afecțiuni care omul are și nu are vină că are ceva un calcul. Deși noi știm că liteaza biliară este mai frecventă la persoanele obeze. Deci ajungem la consum excesiv și se poate ajunge acolo. Și cealaltă cauză frecventă este alcoolul. Deci acestea sunt cele două mari cauze de care se poate muri, nu numai de COVID. Da? Bineînțeles, mai sunt și altele mult mai rare, să zicem. Hipertrigliceridemie, deci grăsimile în exces pot să fie ischemii. Neglijate, ala lung, să spunem. Da, ischemii, virusul Lian, Orion, sunt foarte multe alte cauze, dar alea sunt realmente reprezintă sub 10% din celelalte primele două, sigur, deci biliarul și cu cauza biliară și cu alcoolul departe, sunt cele statistic care vorbind, procentul au cel peste mai 90% mare, din cauze. Deci este bine ca pacienții noștri să fie atenți și la
ce se va întâmpla de sărbători. Da, să se bucure. Adică e bine să te bucuri nu numai în momentul sărbătorilor, ci și a doua zi de Paști, a treia zi de Paști și o săptămână și două după. Trebuie să te bucuri de toate zilele astea. Deci nu într-o singură zi vrei să arzi, nu? Toată bucuria vieții, așa, și după aceea să ai o tristețe. O tristețe iremediabilă. Da, în principiu, da. Mai spuneați iarăși și de postul pe care mulți dintre pacienții noștri îl țin și care îl apreciați ca fiind pozitiv. Considerați, din punctul dumneavoastră de vedere, a fi benefic să avem alternanțe de acest gen alimentare? Depinde. Cred că și postul trebuie individualizat. Dieta trebuie individualizată. Cum ar trebui, nu? Și medicina și individualizată. Pentru unii poate să fie benefică, poate să fie un lucru bun. Un regim strict cu multe cărnuri, știm lucrul acesta, poate determina apariția într-o frecvență mai mare a cancerului, a cancerului de colon, a cancerului gastric, putem avea pe când o alimentație mai vegetariană, da? Se asociază cu o frecvență mai scăzută a acestora. Pe de altă parte, sunt persoane, unele persoane care au alte afecțiuni și care și pentru care un post poate să producă deranjamente, evident, accentuarea unor simptome. Sunt persoane, multe afecțiuni, poate, pentru care persoanele în vârstă, de multe ori, toleranța poate să fie mult mai limitată la un regim mai sever. Deci, evident, ar trebui persoanele totul individual. Dar atunci, sigur, din nou, da, am să ridic mingea în favoarea medicinii de familie. Dacă ar trebui să se sfătuiască, să vadă dacă poate să fie orice persoană, orice fel de pacient sau nepacient, să se consulte cu medicul de familie dacă ar fi bine sau nu să țină un regim mai strict sau mai puțin strict. Noi, chiar în gastroenterologie, recomandăm, de exemplu, un regim destul de strict, se numește FODMAP, cu foarte puține fibre, oligozaharide și dizaharide, deci un regim strict, uneori, pentru bolnavi cu sindrom de intestin irritabil. Poate să fie recomandat, dar pe un interval destul de redus, să zicem, de două săptămâni, de văzut cum merge și după aceea de reintrodus alimentele pe parcurs. Deci, sigur, din nou, poate concurența la medicul de familie, nu, medicul de familie nu o reprezintă specialistul, ci din păcate poate să fie internetul ca o sursă de informații. Așa care este. De multe ori, este, da. Nu este, da. De multe ori este în defavoarea noastră, indiferent de specialitate. Nu sunt niște surse credibile. Sigur. Și poate să facă mai mult rău decât să facă bine. Una este un sfat dat de o persoană de încredere care a făcut o facultate de medicină, a fost educat, are obiceiul și obligația să se instruiască tot timpul. Noi știm cu toții că sunt niște credite, educație medicală continuă pe care noi toți în profesia noastră suntem obligați să le acumulăm an de an. Sigur că da. În specialitatea noastră, în principiu, în specialitatea pe care o avem fiecare. Și asta înseamnă să ne instruim și să ne punem la punct cu noutățile care există oriunde în lume. Da? Și pacienții noștri este bine să știe treaba asta. Da? Dar pe de altă parte, internetul poate să fie de ajutor și medicului de familie, nu? Sigur, și este și nouă. Sigur, sigur. Pentru tot ceea ce se numește, mai ales în momentul de față, să zicem, telemedicină, deși sună, nu știu cum, ciudat. De fapt, o medicină adaptată acestui timp, o medicină, să zicem, la distanță. Nu înlocuiește, nu este același lucru. Deci nu, pentru că nu putem să facem un examen obiectiv, altul este contactul, cum stăm noi față în față. Da? Și totuși la distanța regulamentară pentru această perioadă. Corect, corect. Deci, dar în contextul de față,
trebuie să ne folosim și de acest instrument, să ne folosim corect de acest instrument care se numește internetul. Da, pentru că în ceea ce ne privește pe noi, informația de pe internet este informația profesională și informația actualizată. Sigur că da. Ce ați vrea să ne transmiteți de final? Sau poate ce ați vrea să transmiteți din punctul dumneavoastră de vedere și ca profesor? Poate vreți să transmiteți inclusiv colegilor studenți, colegilor rezidenți, colegilor din clinica, din specialitatea dumneavoastră și tuturor colegilor medici. Pentru că trebuie să spunem că și dumneavoastră faceți parte și din Consiliul Colegiului Medicilor și poate aveți să ne transmiteți chiar ceva mai mult de atât. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea dumneavoastră că m-ați invitat practic în studioul dumneavoastră. Vreau să urez tuturor un Paște fericit, iar din punctul de vedere poate al profesiei, da, este ideea că este un timp pe care cu toții trebuie să ne bucurăm de el așa cum îl avem și să încercăm să fim cât mai eficienți. Este o oportunitate, așa aș lua această perioadă. Este o perioadă grea, de ce să nu spunem, orice fel sigur de schimbare, sigur, da? Sigur. Este un lucru destul de dificil. Din păcate, este un moment în care trebuie să fim onești. Este vorba de un virus care este cu o mortalitate apreciabilă. Extrem de agresiv. Este agresiv, pune mari probleme de sănătate și trebuie să fim atenți și să respectăm toate recomandările pe care profesioniștii în domeniu îl recomandă. Colegii noștri epidemiologi, microbiologi, da. Și trebuie să le respectăm. Că ne convine sau că nu convine, sunt niște experți și trebuie să ascultăm. Tocmai... Și se vede treaba la nivel mondial, toată lumea se conformează. Exact. Până la urmă, policienii se întorc la experți și ascultă părerea lor, pentru că este și noi ascultăm părerea colegilor noștri, da, care poate au o experiență mai mare în tratamentul acestor afecțiuni. Deci, aici și colegilor și cealaltă, să ascultăm, să respectăm aceste norme. Cred că este un lucru important. Respectându-le, să luăm lucrurile ca atare și ca oportunitate din care să învățăm. Deci cu răbdare, cu ponderație în toate, da? Și să trecem cu bine și peste această nebună provocare de care avem parte cu toții. Și pentru că acum suntem în pline sărbători de Paști, să le urăm tot ce este mai bun ascultătorilor noștri și să fie convinși că medicii sunt mereu cu ei și sunt acolo câteodată și doar pentru un sfat bun. Și este ceea ce ne-am dorit cu toții. Și să nu uite niciodată că ceea ce avem nevoie cu toți este marea noastră dragoste a unora față de alții. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră de astăzi. A fost o reală plăcere să putem relua din informații medicale, din experiența dumneavoastră care este vastă. Și mai ales mă gândesc eu sfaturile bune pe care le-ați transmis ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. Mulțumim.